De foarte multe ori planul lui Dumnezeu un lucru particulare din viața noastră nu ne convine. De foarte multe ori planul lui Dumnezeu în viața noastră împiedică re realizarea planurilor noastre. De foarte multe ori noi ne stabilim planuri și ne gândim la lucruri și tânjim să le facem și credem că le facem și credem în noi înșine chiar dacă nu spunem lucrul acesta cu glas tare și urând sentimentul de a ieșua și de a falimenta în ceea ce ne-am stabilit. Și de foarte multe ori dezvoltăm o mândrie din asta lăuntrică, avem o imagine distorsionată despre noi și ne-am stabilit ținta, mergem înainte și planul Dumnezeu este cu totul altul, altul -altu și planul nostru să face praf. Unul nu-și am nevasta pe care au vrut-o, unul nu avunge la job la care o vrut să avungă, unul nu avunge să facă lucrurile în ritmul în care el vrea să le facă. Și lucrul acesta la un moment dat te aduce la frustrare pentru că ai avut încredere în tine însuți, o imagine greșită despre tine însuți, dar mai important, atunci îți pare rău că planurile lui Dumnezeu sunt infailibile. Și tare mult ți -ai plăcut ca planul lui Dumnezeu să, să, poată schimba după planul tău. Și infailibilitatea planurilor lui Dumnezeu infailibilitatea planurilor lui Dumnezeu, ne pot pregăti pentru mânie dacă nu acceptăm din timp și dacă nu pregătim inima noastră din timp să accepte și să creadă și să înțeleagă că Dumnezeu nu schimbă planul. Și că se vor schimba a noastre, nu ale Lui.